Bună ziua! Numele meu este Iancu Tudor, sunt profesor de istorie la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Ploiești. Tema pe care o abordăm astăzi face parte din capitolul Statul și politica. Tema se cheamă Construcția democrației post-decembriste și am ales această temă deoarece are un puternic caracter de recapitulare și consolidare. Ideile pe care le vom reaminti astăzi și la care vom adăuga și alte conținuturi ne vor aduce aminte ideea ancoră pe care le-am dobândit împreună la alte lecții, cum ar fi ideologiile și cum ar fi constituțiile din România. În al doilea rând, această temă ne oferă posibilitatea să exersăm anumite competențe specifice absolut necesare pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat, cum ar fi utilizarea termenilor istorice în contexte noi, cum ar fi analizarea mesajelor transmise de surse istorice diferite, cum ar fi explicații interdisciplinare și construirea unor demersuri de analiză cu privire la situații și contexte economice, sociale și culturale. Cele două subiecte propuse în cadrul acestei teme sunt prăbușirea regimului comunist în România și construcția democrației post-decembriste. Dacă la sfârșitul activității vom putea să explicăm cauzele și semnificația evenimentelor din decembrie 1989 și mai ales să demonstrăm că România post-decembristă este un stat democratic, înseamnă că ne-am atins obiectivul. După cum vă este cunoscut din lecțiile de la clasă, la sfârșitul anilor 80 ai secolului 20, România se afla sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Era un regim totalitar de tip neostalinist. Caracteristicile acestui regim s-au constituit în timp, de-a lungul etapelor lui, de evoluție pe care ar fi bine să le reamintim acum. Este vorba de etapa cuceririi puterii politice, anii 1944-1947, apoi vorbim despre etapa stalinizării sau cunoscută mai des și mai ușor după numele conducătorului din acea perioadă. Este vorba de Gheorghe Gheorghiu Dej din 1948 până în 1965 și în sfârșit etapa național-comunismului sau epoca lui Nicolae Ceaușescu, care a debutat cu un scurt moment de liberalizare între anii 1965-1971 și care, după cum știți, s-a prelungit nefast pentru istoria românilor, a României până în 1989. Principalele caracteristici ale acestui regim totalitar vă sunt cunoscute de la tema secolul 20 între democrație și totalitarism, dar cred că este momentul și este bine să le reamintim, pentru că am observat frecvența cu care astfel de întrebări sunt în subiectele de bacalaureat. Ne aducem aminte că una dintre caracteristicile importante ale totalitarismului reprezintă controlul exercitat de stat asupra întregii societăți în plan politic, social, economic, cultural. Practic, nimic nu scapă regimului respectiv. Apoi, conducerea societății aparține partidului unic, practic pluripartidismul este exclus. În aceste condiții, subordonarea indivizilor față de interesele statului, libertatea lor este considerabil redusă până aproape de anulare. În această societate în care lumea nu are drepturi, liderul este atotputernic, are rol hotărător. Pentru ca societatea să meargă spre acele țeluri pe care și le propune partidul unic sau liderul, se utilizează intens propaganda pentru îndoctrinarea maselor. Cultul personalității este una dintre formele de îndoctrinare, iar cei care se opun, în mod evident, fac cunoștință cu teroarea bazată pe diverse mijloace de represiune, un rol important având, după cum se știe, poliția politică, indiferent cum se cheamă ea în unele state de socialiste. În acest context, în România anilor 80 ai secolului trecut, propaganda oficială prezenta comunismul drept viitorul luminos al omenirii, iar pe Nicolae Ceaușescu, cine își mai aduce aminte, ca fiind cel mai iubit fiu al poporului, un geniu al Carpaților. Realitatea însă era cu totul alta și această realitate încă ne mai urmărește pe unii mai dintre noi, pe cei tineri trebuie să o cunoască. De aceea vă invit să urmăriți câteva secvențe document dintr-un film documentar
făcut de BBC în 1991, numit Ascensiunea și decăderea lui Nicolae Ceaușescu, prezentat mai de demult și la unele televiziuni. Scopul este în didactic al acestor secvențe, îl reprezintă identificarea cauzelor interne imediate care au dus la prăbușirea regimului comunist, așa încât vă rog, dacă puteți, să sintetizați rapid acele cauze care vor fi expuse în acest scurt filmuleț. Children were taught to worship the Danube Fort, the treasure of wisdom and charisma. Ceaușescu became a national hero, on a par with medieval kings and past Romanian nation builders like Vlad the Impaler. His collected works of stupefying dullness and actually ghosted by others were in every home and schoolroom. The catastrophic state of hospitals and orphanages, the lack of food in the shop. In a further flight from reality, he was developing a new obsession. Ceaușescu, the town planner, was now intent on turning once cosmopolitan Bucharest into a monstrous concrete city resembling North Korea's capital, Pyongyang. Along with 50,000 homes. The showpiece of renovated Bucharest was the House of the Republic. The avenue of the victory of socialism was deliberately designed to be broader and longer than the Champs-Élysées in Paris. The largest building in the world was intended as Ceaușescu's posthumous legacy to an admiring nation. Environmental rape on an even larger scale was taking place in the countryside. To achieve a cultural revolution that had constantly eluded him and increase Securitate's grip, Ceaușescu started bulldozing 5,000 villages and moving the farmers into flats. His goal was to turn peasants into workers. Încercăm să sintetizăm aceste cauze. Și observăm că avem de-a face, în primul rând, cu controlul asupra societății, controlul integral, dar nu este lipsit de importanță, de relevat eșecul economic, văzut în lipsa de materii prime, în productivitatea scăzută, în industria supradimensionată, apoi este vorba de degradarea puternică a nivelului de trai, lipsa hranei, a căldurii, a energiei,
cultul personalității, cum spuneam, a ajuns la forme grotești, psihoza controlului general exercitat de securitate, politica de sistematizare a teritoriului, distrugerea satelor. În concluzie, la sfârșitul anului 80, România era o țară subdezvoltată, deși ideologii partidului spuneau de România în curs de dezvoltare. Se pune totuși întrebarea, pentru că aceste cauze au existat de mai multă vreme, de ce oare regimul nu a căzut mai de mult? Să fie oare lipsa unei reale opoziții interne? Să fie vorba despre lipsa de unui curent reformator în interiorul partidului sau de duritatea reprimării? Firește că toate pot fi luate în calcul. Numai că în ceea ce privește România, toate evenimentele importante au avut o legătură indisolubilă cu contextul internațional. Ori, după cum este foarte bine știut, în anul 1989, regimul comunist începuse să se prăbușească rând pe rând în statele din jur. În această conjunctură trebuia să se întâmple ceva și în România. Să urmărim un pic contextul internațional în foarte scurte secvențe și să sintetizăm această problemă în două propoziții în final. Europa s-au făcut pașnic. Perioada aceea, iunie-iulie până în noiembrie-decembrie 1989, a dus la prăbușirea regimurilor comuniste în țările din sud-estul Europei. Rămăsese regimul Ceaușescu, care nu dădea semne că ar dispărea cu ușurință. În concluzie, contextul extern este caracterizat de încercarea de reformare a comunismului în Uniunea Sovietică, proces început de Mihail Gorbaciov încă din 1985 și situația din estul Europei în perioada celei de-a doua jumătăți a anului 1989. În concluzie, România era o țară subdezvoltată la sfârșitul anilor 80, iar pe plan internațional era izolată. În această conjunctură trebuie să vedem cum s-au derulat evenimentele care au dus la prăbușirea regimului comunist și într-o astfel de situație trebuie să identificăm acea acțiune care are rol declanșator. Acest rol declanșator l-a constituit acțiunea de evacuare a pastorului reformat Laszlo Tökés în decembrie 1989. În noaptea de 16 spre 17 decembrie s-a încercat această acțiune. O parte a populației din Timișoara l-a susținut. În acel moment s-a cântat Deșteaptă-te române. Cărțile lui Ceaușescu aflate într-o vitrină din apropiere au fost arse. S-a intervenit în forță cu gaze lacrimogene, cu jeturi de apă. S-a operat o arestare. A doua zi și următoarea zi, în 18 decembrie, au avut loc ample demonstrații la Timișoara. S-a intervenit în forță, armata a tras, s-au înregistrat 122 de victime care au fost transportate la București, arse pentru a li se pierde urma. Nicolae Ceaușescu, care se afla atunci în Iran, într-o vizită oficială, vrând să demonstreze că încă mai deține controlul, a ieșit la televizor și după ce a acuzat că toate acțiunile astea sunt declanșate de huligani și de agenturi străine, a decretat starea de necesitate. Mai mult, a doua zi, a făcut o greșeală fatală, a convocat
un mare meeting la București. Să vedem cum s-au desfășurat evenimentele la București în perioada 21-25 decembrie, pe care ar fi bine să le reținem pentru că ele fac parte din această istorie recentă deosebit de importantă pentru noi. Romanian television went dead and the revolution began. With an angry rooftop mob closing in on them, the Ceaușescus panicked and made their escape by helicopter, ignoring the network of tunnels that might have saved their lives. After they had left Bucharest, Romanians went on an anti-Ceaușescu rampage as the army joined. Moment de răscruce, am hotărât să ne constituim în frontul salvării naționale, care se sprijină pe armata română și care grupează toate forțele sănătoase ale țării, fără deosebire de naționalitate, toate organizațiile și grupările care s-au ridicat cultural în apărarea libertății și demnității în anii tirariei totalitare. S-a declanșat cel mai straniu război din istoria României, lupta dintre armată, ajutată de popor și de contrateroriștilor. Partea înfrântă nu a lăsat pe câmpul de luptă niciun mort, niciun rănit, niciun prizonier. A fost un război psihologic și un război electronic. Tot felul de zvonuri circulau în această perioadă. La televizor apăreau tot felul de persoane care încercau să intre în arena politică pe care tocmai se închega. Prin execuția soților Ceaușescu în 25 decembrie, dictatura i-a sfârșit. Și în acest context trebuie să vedem care sunt principalele evenimente care trebuie să le reținem în ceea ce s-a întâmplat. Ce avem de reținut ar fi data de 21 decembrie, când avem meetingul, apoi fuga ceaușeștilor și în final nu mai pot să ies din asta. Nu mai știu să ies din asta. Ce trebuia făcut? Ce sarcini avea România în acele momente? Erau foarte multe lucruri de făcut, trebuia rapid revenit la democrație, la un regim care are trăsături principale, bine știute de la lecții și pe care aș vrea să le reamintim în acest moment. Este vorba, în primul rând, despre existența unei constituții care are la bază separarea puterilor în stat, un regim constituțional reprezentativ, apoi vorbim despre pluripartidism, despre vot universal, despre alternanța la guvernare, despre economia liberă de piață, despre drepturi și libertăți fundamentale, despre mass media care trebuie să fie totdeauna aflată în afara controlului politic, despre societate civilă și stat de drept. Primul dintre elementele care arată revenirea la o democrație reprezintă firește pluralismul politic. Decretul din 31 ianuarie 1989 prevedea înregistrarea și funcționarea partidelor politice și a organizațiilor obștești. Apar foarte multe partide. La alegerile din 20 mai 1990, din cele aproximativ 200 de formațiuni politice au participat 71.
Între partidele apărute atunci, vorbim despre partidele istorice, cum a fost Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc, care și-a adăugat și titulatura de creștin și democrat, Partidul Social Democrat, pe vremea aceea condus de Sergiu Cunescu. Au alte partide noi, Frontul Salvării Naționale, care a avut o evoluție destul de sinuoasă, astăzi fiind cunoscut sub denumirea de Partidul Social Democrat, Partidul Democrat, Partidul Ecologist Român, Partidul România Mare, UDMR-ul, partide etnice, cum ar fi Partida Romilor. Iată că democrația începe să capete contur. Dar al doilea element important care definește o democrație reprezintă alegerile libere și alternanța la guvernare. Până la integrarea României în Uniunea Europeană, în 2007, au fost parcurse 5 cicluri electorale. Ne aducem unii dintre noi aminte cu cât entuziasm am participat la alegerile din 20 mai 1990, pentru că în acel moment, chiar dacă am stat la rând ca să votăm, poate și mai bine de o oră, votul acela era ca un bilet de intrare în era normalității și a prosperității. Alegerile au fost câștigate de Frontul Salvării Naționale, președintele țării a devenit Ion Iliescu, guvernarea a fost încredințată guvernului Petre Roman. Guvernarea a fost marcată atunci de multe convulsii sociale, cum să ne aducem aminte de piața universității sau despre mineria. De al doilea ciclu electoral, în 1992, a dus la confruntarea dintre Partidul Social Democrat din România și Convenția Democratică. Alegerile au fost câștigate de forțele de stânga și sub guvernarea lui Nicolae Văcăroiu s-a început procesul de privatizare. Foarte importante și cu o semnificație deosebită sunt alegerile din 1996, care au adus alternanța la conducerea țării, pentru că alegerile acestea au fost câștigate de Convenția Democrată din România. S-au inițiat atunci reforme lente în economie, iar pe plan extern s-a început procesul de aderare la structurile euroatlantice. În 2000, alegerile au fost câștigate de forțele de stânga, s-a înregistrat atunci o reală creștere economică și aderarea la NATO, integrarea în NATO. Ultimul ciclu electoral de până la aderarea la Uniunea Europeană au fost alegerile din 2004, câștigate de Alianța DA, formată atunci în principal din Partidul Liberal și Partidul Democrat. Între lucrurile importante realizate în acea perioadă, trebuie să menționăm integrarea României în Uniunea Europeană. O altă notă definitorie a democrației post-decembriste o reprezintă economia de piață. Economia de piață poate fi definită ca o formă de organizare a economiei în care există pluralismul formelor de proprietate și care se caracterizează prin concurență liberă, competitivitate și circulația mărfurilor pe bază de cerere și ofertă. Foarte importante au fost în această perioadă legile care au condus la refacerea proprietății private, între care amintim legea fondului funciar din 1990 și legea privind privatizarea societăților comerciale, legea 58 pe 1991. Ele, în final, au dus la restructurarea economică și la dezvoltarea acelor ramuri rentabile în economia românească. O altă dimensiune a democrației post-decembriste o reprezintă societatea civilă. Putem defini societatea civilă ca fiind acea parte a societății conștientă de drepturile și libertățile sale, care se organizează în forme asociative, fără caracter politic. Aceste asociații, organizații, fundații, cluburi, sindicate pot acționa în consens sau în opoziție cu instituțiile statului pentru păstrarea drepturilor și libertăților cetățenești. Sunt numeroase exemple, între care am putea aminti Liga Studenților, Grupul pentru Dialog Social, Alianța Civică și multe, multe altele. Foarte important în construcția democrației post-decembriste reprezintă construirea statului de drept. Sunt multe lucruri de spus la statul de drept, dar îl definim ca acel tip de stat ce și-a exercită autoritatea prin respectarea legilor și care garantează libertatea actului de justiție. Orice stat de drept presupune existența unei Constituții. În privința României, Constituția a fost adoptată de adunarea constituantă în noiembrie 1991, aprobată prin referendumul din 8 decembrie 1991 și revizuită în 2003. Constituția are ca fundamental principiul separării puterilor în stat. După cum ne este cunoscut de la lecția Constituțiile din România, Constituția noastră arată că forma de guvernământ a țării este Republica,
România fiind un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil. Este important să știm care sunt principalele instituții ale statului de drept și din această pricină amintesc de Parlament, Președinte, Guvern, Autoritatea Judecătorească, Administrația Publică, Curtea Constituțională. Câteva elemente importante despre aceste instituții. În primul rând vorbim despre puterea legislativă, e vorba de Parlament. Parlamentul în România este bicameral, format din adunarea deputaților și senat. Se constituie în urma votului universal, secret, direct și liber exprimat. Un mandat durează 4 ani, iar Parlamentul are 2 sesiuni anuale, februarie, iunie, septembrie, decembrie. Foarte importantă este funcția prezidențială, președintele României reprezentând statul român în relațiile internaționale și în relațiile interne. Este garantul independenței și al unității. Foarte importantă este funcția de mediere între puterile statului, între stat și societate. Dintre multele atribuții ale președintului, amintim pe aceea că desemnează primul ministru, numește guvernul, este comandantul forțelor armate, este președintele Consiliului Suprem de Apărare. Funcția, puterea executivă este reprezentată de guvern, care asigură realizarea politicii interne și externe și exercită conducerea generală a administrației publice. Răspunde din punct de vedere politic în fața Parlamentului. A treia putere importantă în stat este puterea judecătorească, care are mai multe instanțe, cea mai importantă, cea mai înaltă este Curtea Supremă de Justiție, apoi instanțele stabilite prin lege și Consiliul Superior al Magistraturii. Conform Constituției, judecătorii sunt independenți și se supun doar legii. Administrația publică este alcătuită din autoritatea publică centrală, aflată în subordinea guvernului, și autoritatea publică locală. La nivel județean vorbim despre Consiliul Județean, la nivel local discutăm despre consiliile locale, reprezentantul guvernului în teritoriu, la nivel de județ fiind prefectul, la nivel local treburile curente sunt conduse de primar. Deosebit de importantă într-o democrație este Curtea Constituțională, care are multe atribuții de control și în special veghează asupra constituționalității legilor. Ce ar fi de stabilit ca o concluzie la toate câte am spus până în acest moment? Că la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, România se afla într-o stare de subdezvoltare și izolare politică, în acel regim nefast totalitar. Cauzele care au dus la prăbușirea regimului comunist în România sunt atât interne cât și cauze generale externe. Iar construcția democrației s-a realizat începând cu primele zile de după Revoluție și încă se desăvârșește și astăzi. V-aș propune în final, ca mai degrabă ca temă de reflecție, un scurt test la această temă. Foarte scurt, încercați să răspundeți odată cu mine. Evenimentele din 89, alegeți dacă a fost o lovitură de stat, o revoluție sau o mișcare pașnică de protest. Iar în momentul dumneavoastră de reflecție, vă rog să argumentați răspunsul. A doua întrebare, la fel de simplă, ce factor considerați că a avut cea mai mare importanță în declanșarea evenimentelor și argumentați răspunsul, iar în privința partidelor politice, este bine să ne gândim care ar fi numărul optim de partide politice în România. Cu speranța că am reamintit anumite lucruri importante din temele care sunt propuse pentru bacalaureat, că am amintit și despre un moment deosebit de important în istoria recentă a României, vorba despre evenimentele din 1989. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în viitor și în special la examenul de bacalaureat.